Deci, în principiu, toată activitatea de social media, aici nu contează Instagram, Facebook sau alte chestii, se va baza pe trei bareme. Asta o să fie traficul, al doilea moment o să fie atragerea atenției și al treilea moment o să fie contentul, fidelizarea și menținerea audienței în contextul de comunicare. Dacă cu primul proces e foarte simplu, aici noi putem include publicitate, putem include parte de influence, cross-posting, posibilitatea de a promova între colegi, partea de tragere atenției este destul de importantă și aici noi pierdem foarte mult trafic, inclusiv eu îmi dau seama că în comunicarea mea este pierdere de foarte mult trafic, că materialele cu care comunicăm sunt foarte statice, sunt boring și poate nu sunt interesante. De aceea, posibilitatea de a atrage atenție, punctați, verificați conturile care au engagement mare, cum ei vă prind pe voi și încercați să implementați celelalte tehnologie și la voi. Și menținerea asta e contentul. Dacă înainte conturile au crescut foarte repede pentru că era un boom, azi chiar și acești influenceri de-ar începe să-și crească un cont de la zero, nu o să reușească așa de repede. Deci menținerea audienței a traficului care l-ați generat va fi contentul. Azi comunitățile sunt un pic mai restrânse și un pic mai focusate pe categorie de interes. Cu cât mai diversificat o să fie contentul, un nivel de ha-ha-hi, cu cât mai mult o să aveți follower, cu cât o să aveți mai multe carne, mai mult focus pe o tematică anumită, cu atât mai puțin follower o să fie. De ce nu faceți grijă dacă nu aveți multe like-uri, nu aveți engagement, mai bine dezvoltați o comunitate mai mică, dar mai calitativă decât milioane și toți sunt morți. Așa că sper mult că a fost util despre aceste trei mini principii, puneți la bază, pe care le pun și eu la bază și o să încerc să intervin odată la 24 de ore cu așa un format de sfaturi pentru cei care vor să optimizeze activitatea în social media, Instagram, Facebook, digital comunicare. O să faină!